Bună ziua și bine v-am regăsit la un alt episod în care mă gândeam să vorbim despre schimbare. Pentru că schimbarea de acum ne afectează pe toți și poate că suntem mulți care avem afaceri în afară de locul de muncă, afaceri din care ne venea o sursă de venit pasiv sau activ. Mesajul meu pentru voi este că nu va fi la fel, nu va mai fi nimic la fel. Deci după aceste luni, să sperăm că trece repede, dar și în următoarele luni totul va fi schimbat. Și să vă gândiți că schimbarea asta nu o să revenim niciodată la modul cum eram în trecut. Că mulți discut acum și zic când o să revenim noi la modul ăla vechi, cum era pe vremuri. Și la fel a fost și când a intrat internetul. Dacă vă amintiți, poate erați mai tineri prin anii 2000, 1998, 99, 2000, când a intrat internetul, au fost multe afaceri care nu erau online și primele afaceri care au intrat pe online au avut de câștigat. Și vezi aici că poți să dai exemple foarte multe de afaceri care au un boom online, cum ar fi Alibaba, cum ar fi Amazonul, care au un boom pentru că sunt online. Și Amazon a fost una dintre primele afaceri care a intrat cu cărțile și s-a gândit în afara cutiei și s-a gândit cum să fac eu să ajung la cât mai multă lume și cum să fac eu să ajung eficient la cât mai multă lume cu cost saving. Și la fel o să vedeți că și după această perioadă de 2-3 luni, când scăpăm într-un final de această pandemie, o să vedeți că o să fie o schimbare și în perioada asta. Printre firme care au adus o schimbare, pot să zic că este Netflix-ul, care acum a intrat la foarte multă lume în casă și nu știu cât o să mai reziste televiziunile, dar cred că în puțin timp o să fim numai pe medii online, pe televiziuni online și nu o să ne mai intereseze foarte mult de partea de televiziune. Deci eu deja mă gândesc să refuz abonamentul de televiziune sau de telefonie mobilă pentru că mi se pare ineficient și inutil în zilele noastre. La fel atunci când Starbucks-ul a deschis, micile firme s-au gândit o să intrăm în faliment pentru că Starbucks-ul să ne ia toți clienții. Dar Starbucks-ul, în pofida acestor lucruri, a adus foarte mulți turiști. Și tu dacă aveai un magazin mic lângă Starbucks, a fost utilă treaba pentru că dacă tu ți-ai luat o cafea de la Starbucks și ai avut un magazin lângă care vindea prăjiturele sau lucruri care merg, biscuiți sau alte lucruri care merg cu o cafea, a fost un boom. A reușit să faci bani mai mulți. De exemplu ar fi taximetriștii. Atunci când a apărut Uber-ul au zis că nu e ok. Dar cine te împiedică pe tine, taximetrist, să nu faci și Uber? Că doar îți trebuie doar un telefon, îți trebuie un user, banii vin, primești clienți, deci când nu faci taximetrie, ești uberist. Deci trebuie să fii tu ca om interchangeable sau maleabil la noile cerințe ale pieței. Atunci când tu ca om știi să te schimbi în funcție de cerințele pieței, atunci o să ai numai de câștigat. Și asta vorbesc aici de business-uri, vorbesc și de locuri de muncă. Pentru că poate că în viitor nu o să mai avem nevoie de mâna de lucru. Pentru că toate liniile se automatizează și oamenii o să fie din ce în ce mai puțin în fabrici. Și atunci trebuie să ne gândim cum să ne schimbăm noi skill-urile, ce trebuie să învățăm. Poate o să fie nevoie de oameni care fac meditații sau oameni care fac întâlniri, discuții cu oamenii. Partea asta socială o să fie o dezvoltare mare pentru că oamenii care o să plece din firme o să trebuiască să se reprofileze pe alte joburi și trebuiască să facă alte lucruri. Și chiar de curând am citit într-o revistă un exemplu super fain despre o pizzerie care când a aflat că 50% din restaurante închid, care sunt multe acțiuni de închidere a restaurantelor, s-a gândit cum să facă ca să reprofileze chelnerii și chelnerii au început să facă împachetare pentru transport online. Și tot aceeași pizzerie care gândește
în afara cutiei, deci ceea ce vă zic eu zilnic, gândiți în afara cutiei, a început să facă plastic îndoit. Și nu o să știți unde merge plasticul îndoit. Și a setat cuptorul la anumită temperatură ca plasticul care îl pui și este plan să iei o formă rotundă. Și a început să facă viziere pentru pandemie. Deci nu o să vă vine să credeți, dar sunt oameni care se gândesc. Și a făcut, cred că 70.000 de viziere pe un contract care l-a făcut cu statul. Și mi s-a părut foarte ok că după această pandemie sau rămâne cu un business de viziere, sau rămâne cu pizzerie, sau rămâne cu ambele. Deci e super. Și cu ideea asta vreau să închei și vreau să vă spun că nu trebuie să vă fie frică de schimbare, de învățarea unor lucruri noi, unor skill-uri noi. Pentru că atunci când tu poți să ai cunoștințe multiple, poți să mergi în orice job și să faci față. Dacă tu o să știi doar să faci ce știi să faci pe linia de montare, aia e. Deci, până nu e târziu, zilnic încercați să vă dezvoltați skillurile, aptitudinile, tot ceea ce poți să aduci nou unei firme, unui angajator sau unei vieți omenești. Deci dacă tu poți să faci un serviciu unei persoane sau unui grup de persoane, ăsta o să fie util oricând. Și asta fiind spuse, vă mulțumesc, o zi super mirobolantă vă doresc în continuare, pa, pa!